Bună ziua tuturor și bine ați venit la conferința de presă organizată de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii cu ocazia inaugurării noului sistem de supraveghere video pe care l-am implementat în Municipiul Câmpia Turzii. Permiteți-mi să salut prezența în mijlocul nostru a domnului prefect Mircea Brudean, a doamnei subprefect Irina Munteanu, a reprezentanților constructorului domnul Cosmin Buza, Corporate Sales Manager Business to Business de la compania Orange, Ioan Constantea, Regional Corporate Sales Manager, Ciprian Foghiș, Business Development Manager, din partea Prime Telecom, George Slavu, Director Operațiuni, Dumitru Nanu, Business Development Manager, iar din partea ITOM Solutions, domnul Răzvan Dumitru, Public Relations Manager, și Adrian Drăgan, Sales Manager. De asemenea, sunt prezenți cei doi comandanți ai Poliției Naționale din Municipiul Câmpia Turzii și Comandantul Poliției Locale a Municipiului Câmpia Turzii. Încă de la preluarea mandatului de primar, mi-am stabilit ca obiectiv ridicarea gradului de siguranță a cetățenilor din Municipiul Câmpia Turzii. Și pentru acest motiv am încercat să mergem pe două direcții foarte clar stabilite. Pe partea de prevenție, și aici am avut mai multe acțiuni împreună cu Poliția Națională și Poliția Locală, dar o să mă refer la una singură, la programul Fii Responsabil, Nu Ești Reciclabil, care a avut ca scop combaterea faptelor antisociale din municipiul Câmpia Turzii, a comportamentelor deviante și a consumului de substanțe nocive în interiorul școlilor din municipiul nostru, acțiuni pe care le-am avut împreună cu Poliția Locală și cu Poliția Națională, la întâlniri împreună cu părinții și elevii din municipiul nostru. Zic eu, program care s-a dovedit un succes la nivelul municipiului. Pe partea de intervenție am ales să facem două acțiuni importante și mă refer aici la înființarea Poliției Locale și la instalarea acestui sistem nou de monitorizare video în municipiul nostru, la acest moment cel mai performant sistem de monitorizare video din țară. Un sistem care se bazează pe inteligență artificială, un sistem care presupune un complex de 132 de camere video, extrem de performante, pe care le-am instalat în zonele cu risc de criminalitate ridicată din municipiul nostru, în zonele cu risc de accidente de circulație, pentru supravegherea parcurilor și locurilor de joacă din municipiul nostru, dar mai ales pentru supravegherea zonelor de depozitare a gunoiului menajer. Astfel că începând de astăzi, toate aceste zone vor fi monitorizate video cu cele 132 de camere video, din care 96 camere video pe sistemul nou și diferența camerele video pe care municipiul nostru le avea. Proiectul în sine mai prevede și instalarea aproximativ 30 de kilometri de fibră optică pe care îl vom folosi pentru locațiile pe care Primăria Municipiului Câmpia Turzii le are în oraș. Nu o să mă întind mai mult pentru a explica care sunt beneficiile sistemului, pentru că acest lucru îl vor face cel mai bine profesioniștii și o să-i invit imediat la cuvânt și după aceea vă vom face și o demonstrație practică în dispecerare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, pentru că este poate la momentul zilei de astăzi cel mai mare proiect care a fost finalizat în municipiul Câmpia Turzii. Mulțumesc reprezentanților Poliției Naționale, Poliției Locale, constructorilor și arhitecților care au lucrat la acest proiect. Mă bucur că discutăm și de altceva decât COVID în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Cu atât mai mult această investiție unică până la urmă în România, din mai multe puncte de vedere, reprezintă un lucru foarte important pentru județul Cluj, nu doar pentru municipiul Câmpia Turzii. Sigur că discutăm de era digitalizării în care tot
vrem să intrăm, discutăm de Smart City, lucrul ăsta se vede cel mai bine în Cluj-Napoca, care este de fapt lider la nivel național din acest punct de vedere. Iată că și Câmpia Tuzii intră în era Smart City din acest, prin această investiție realizată aici. Avantajele acestui sistem sunt extrem de clare și spunea și domnul primar, vor fi prezentate de către specialiști. Eu vă dau un singur exemplu pe care l-am avut săptămâna trecută, nefericit, tragedia pe care o cunoaștem cu toții, cu tânăra ucisă de către concubinul sau, mă rog, o persoană care a fost depistată cu ajutorul camerelor amplasate la ieșirea din județ. Atenție, este un lucru extrem de important să avem astfel de dispozitive care permit, printre altele, sigur, și identificarea în astfel de situații nedorite. Sigur că ele vor acționa mai mult cu scop preventiv. Asta este principala lor calitate. Dar nu trebuie să neglijăm și acest aspect și cu atât mai mult această investiție va fi una extrem de utilă, vă spuneam, nu doar municipiului Câmpia Tuzii, ci și județului Cluj. Vreau să-i felicit pe cei care s-au implicat, sigur, echipa din cadrul primăriei condusă de domnul primar Lojigan pentru această reușită și îi asigur de toată colaborarea tuturor instituțiilor statului cu atribuții în domeniu, așa cum de altfel am avut o colaborare excelentă și până în prezent pe toate palierele pe care noi le gestionăm, cu siguranță și mai departe vom face asta. Încă o dată felicitări și mult succes! În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului primar pentru încrederea acordată. Este un proiect curajos, un proiect, cum a spus și dânsul, un proiect care aduce multă inovație în acest sistem de supraveghere, un sistem care va contribui cu certitudine la creșterea siguranței cetățenilor din municipiul Câmpia Tuzii. Proiectul este inovator din mai multe puncte de vedere, din numărul camerelor și zonelor care sunt supravegheate, din infrastructura de fibră optică instalată și siguranța accesului doar personalului abilitat la această infrastructură. De asemenea, un element cu siguranță unic în acest moment în România este sistemul software care permite analiza imaginilor de peste 100 de camere de supraveghere, ceea ce uman într-un dispecerat este aproape imposibil să o faci doar cu o prezență umană. Și alături ne bucurăm ca Orange împreună cu partenerii săi Prime Telecom și cu Item Solutions să pună la punct acest sistem. Adrian Drăgan reprezintă echipa Securify, cei care s-au ocupat de instalarea sistemului de inteligență artificială. Practic ce vom face noi aici la nivel de... Haideți că se duc toate astea. Stau așa, e ok, da? La nivel de Câmpia Tuzii vom monitoriza cele 130 de camere. De acolo vom scoate anumite alerte care au fost selectate la nivel de oraș care ar reprezenta interes. Adică vom monitoriza parcările interzise, vom arunca în dashboard-ul soluției zonele în care oamenii parchează interzis, dacă intră căruțe în localitate, zonele în care se aruncă gunoi vor fi toate monitorizate. Am înțeles că sunt astfel de probleme. Este primul sistem de anonimizare care este instalat la nivel de oraș în România, care anonimizează persoanele. Din acest punct de vedere respectăm GDPR-ul complet, să zic așa, cu ultimele norme. Shooting stars above the city lights.